Reprezentanții Direcției Județene de Statistică Gorj au întocmit deja baza de date cu cetățenii care își vor putea exercita dreptul de vot la alegerile prezidențiale. 327 de secții de votare au fost amenajate. Conform datelor instituției, în mediul rural, numărul alegătorilor este mai mare față de cel din mediul urban, a declarat directorul Direcției Județene de Statistică Gorj, Gheorghe Popescu. Copiile de pe listele electorale permanente sunt cuprinși la această dată 304.920 de alegători. În mediul urban avem 117 secții de votare cu 149.228 de alegători, adică 48,9% din total. Mediul rural are 210 secții de votare unde vor vota 155.692 de cetățeni cu drept de vot. Comparativ cu alegerile prezidențiale din 2009, numărul persoanelor cu drept de vot este mai mic. Observăm o ușoară scădere a numărului de alegători, fenomen care este explicat prin aceea că sporul natural în toată perioada de la alegerile precedente a fost negativ și de asemenea avem de a face și cu fenomenul de migrație. Prezența la vot la alegerile prezidențiale din 2009 în primul tur în județul Gorj a fost de 62,16%. Anul acesta, BEC a implementat un sistem nou de colectare a datelor, care va estima mult mai aproape de adevăr prezența românilor la urne. Decizia 36 a BEC arată modalitatea de colectare a datelor. Prezența la vot se realizează pe baza mesajelor text SMS transmise prin intermediul telefoanelor mobile de către sistemul informatic gestionat de Biroul Electoral Central, de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, spune alineatul 2 al deciziei. În urmă cu 5 ani, în primul tur de scrutin, 53,52% din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale și-au exprimat opțiunea prin vot, 51,50% în mediul urban, respectiv 56,30% în mediul rural. În turul 2 s-au prezentat la urne 56,99% din numărul de alegători, dintre care 54,72% în mediul urban, respectiv 60,11% în mediul rural.